Previzionarea viitorului, belșugul, căsătoria prosperă sau protecția împotriva energiilor malefice sunt doar câteva elemente care fac parte din amalgamul credințelor populare românești. Nenumărate istorii s-au țesut având la bază acest set de superstiții. Indiferent de regiune, de-a lungul veacurilor, românii, asemenea altor popoare, au dezvoltat dimensiunea credințelor populare, o dimensiune care uneori s-a contopit cu viața de zi cu zi, alteori având un traseu paralel cu aceasta. Obiceiurile străvechi, trecute prin filtrul religios, au conturat o serie de tradiții și superstiții care însoțesc fiecare sărbătoare importantă a calendarului ortodox. 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, s-a transformat în ultimele decenii într-una dintre cele mai importante sărbători ale României. Dincolo de asta, credințele populare românești spun că noaptea acestui sfânt este una dintre cele mai importante nopți. O perioadă de timp în care linia care delimitează lumea materială de cea a spiritelor devine invizibilă. Cred că e important de subliniat că aceste vechi sărbători, vechi practici populare de Sfântul Andrei trebuie puse în legătură cu două sisteme extrem de importante ale culturilor noastre tradiționale. Unul este fără doar și poate sistemul calendarului popular. Noaptea de Sfântul Andrei, spune credința, e o noapte în care poți auzi glasul animalelor și pentru că înțelegi glasul animalelor, vei putea previziona viitorul. Când se mai întâmplă asta? Se întâmplă în nopțile marilor sărbători și se mai întâmplă la sânziene. În noaptea de sânziene e spart timpul cumva și e un amestec acesta, din acesta al regnurilor. Ei, așa e Sfântul Andrei. Otilia Hedeșan este etnolog și profesor de civilizație românească la Universitatea de Vest din Timișoara. Anii petrecuți în cercetare, când a participat și coordonat echipe în teren, atât în România, cât și în țările vecine, au reușit să-i contureze o imagine completă asupra sistemului de credințe populare românești. Sfântul Andrei este una dintre sărbătorile vechi, pline de sens, pline de valori în calendarul nostru tradițional, care a crescut în ultimele decenii. E o sărbătoare iubită din multiple motive. În primul rând, pentru că Sfântul Andrei, așa cum spui, este un sfânt concurent cu Halloween-ul. E în același timp o sărbătoare care stârnește neliniști, spaime, care amintește de vechi tradiții ale unui imaginar din acesta negru, tenebros, pe de o parte, dar e al nostru. E altfel decât Halloween-ul care vine de departe și care, după părerea mea, este agreat în primul rând de tinerii din România, în primul rând de mediile urbane din România. Deci, aceste două sărbători sunt cumva concurente în sensul acesta că se opun una celeilalte, dar sunt concurente și în sensul etimologic al termenului, adică sunt umăr la umăr în încercarea de a sublinia că pentru comunitățile care trăiesc în zona aceasta a paralelei 45, în zona temperată, în emisfera nordică, începutul
iernii, sfârșitul toamnei și începutul iernii, această perioadă în care timpul nocturn începe să fie mai lung decât timpul diurn, lucrul acesta e evident în ceea ce se întâmplă afară. Ei bine, perioada aceasta e o perioadă neliniștitoare care e marcată de sărbători foarte diverse, specifice pentru popoare diferite, regiuni diferite, categorii de vârstă, categorii sociale diferite. Sfântul Andrei, cred că e ca marile sărbători, ca și Paștile, ca și Crăciunul, o sărbătoare care are trei nivele, cel puțin. Un nivel popular, precreștin, un nivel creștin, care în cazul nostru este precumpănitor pentru că dă numele sărbătorii și recunoașterea sa actuală se datorează în primul rând acestei componente creștine și, cum spuneam și înainte, are o componentă din aceasta recentă care ține de nevoia actuală de sărbătoare a societății noastre. Din 1995, ziua Sfântului Andrei este trecută în calendarul ortodox ca sărbătoare cu cruce roșie. Din 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl declară ocrotitor al României pe Sfântul Andrei, iar din 2012, 30 noiembrie, este declarată prin lege zi liberă. Biblia spune că Sfântul Andrei a fost fratele apostolului Petru și a fost răstignit la Patras, lângă Corint. Dincolo de aceste aspecte, credințele populare românești arată că în noaptea Sfântului Andrei erau practicate o serie de ritualuri care diferă de la o regiune la alta, însă care la bază au cam aceeași năzuință, căutarea unui protector. Sfântul Andrei e important ca dată în Țara Moților. E cumva de la sine înțeles acest lucru pentru că e o regiune muntoasă, e o regiune în care sunt o mulțime de credințe referitoare la lupi, la oamenii lupi, pentru că sunt lupi, da? E o zonă foarte importantă în subcarpații getici, în primul rând în Argeș-Vâlcea. Acolo este zona aceasta în care, cum se spune, se păzește usturoiul. Deci sunt adevărate sărbători în care membrii comunității se adună în interiorul caselor, petrec împreună, mănâncă usturoi pentru a fi păziți în această perioadă. Și de asemenea e important în partea sudică a Moldovei. Deci iată că există câteva zone unde sărbătoarea are un impact foarte mare. În vechime, în Banat, atât în cel de câmpie cât și în cel montan, Sfântul Andrei era mai puțin important în comparație cu alți sfinți ai calendarului ortodox. Credințele populare se manifestă atât la nivel colectiv cât și la nivel individual, astfel că fiecare om are propriul set de credințe, în baza căruia își duce viața de zi cu zi. Maria Iftincăi s-a născut și a crescut în Bucovina, însă de ani de zile trăiește în comuna Vladimirescu, din județul Arad. Acest fapt nu i-a schimbat obiceiurile și își amintește și astăzi toate poveștile aflate în regiunea de nord-est a țării. Înainte de Sfântul Andrei, fiecare nu uita. Dacă uitau, știi, mergeau una la alta. Vezi pe seară să pui usturoi pe la ușă. Să faci cruce la ușă, la poartă, la geam, să faci cu usturoi, că să nu s-aprochie sirigoi pe lângă casă, că ia că diavolul caută de lucru, dacă caută, el găsește, dar dacă pui, îl dispare de lângă casă, așa se zice, nu știu. Dar eu am atâția ani,
Dar eu tot folosesc, nu uit asta. Așa în fiecare an eu un cățel de usturoi și merg la fiecare ușă și la geam și fac cruce. Usturoiul este unul dintre elementele importante în lupta românilor împotriva elementelor malefice și, în special, împotriva strigoilor. Dincolo de însemnarea cu usturoi a ușilor și a geamurilor în noaptea Sfântului Andrei, se practica și păzitul usturoiului. Era noaptea în care fetele de măritat, însoțite de o bătrână, se adunau într-o gospodărie, iar pe masă, într-un colț al unei încăperi, alături de busuioc și răchie, erau puse mai multe căpățâni de usturoi. Toată noaptea, usturoiul era vegheat, somnul interzis, iar poveștile se spuneau în șoaptă. Se spunea că usturoiul păzit astfel se transformă în leac, atât pentru oameni, cât și pentru animale. Se crede că în noaptea de Sfântul Andrei strigoii au o putere maximă. Din cauza aceasta trebuie să stai în casă, trebuie să ai ferestrele închise, trebuie, se spune, să dai cu usturoi pe la ferestre, pentru ca strigoii să se teamă și să nu intre în casă. La cealaltă margine a timpului, dacă pot să spun așa, este Sfânt Giorgiul, Sfântul Gheorghe, 23 aprilie. Este data la care strigoii au cea mai mică putere. Atunci trebuie să ieși afară, trebuie să fii curajos, trebuie să scoți tot felul de obiecte ascuțite pentru a-i pune pe fugă pe strigoi. Deci iată cum avem două informații care pare că sunt credințe de mult uitate. Au fost scoase în ultima vreme din amintirea vârstnicilor sau au fost recitite și reasumate de către toată lumea, dar care marchează faptul că aborigine, Sfântul Andrei, ținea o cumpănă în calendar. Se vorbea în Bucovina despre strigoi? Se vorbe, dar cum? Și mai sunt cazuri care s-au întâmplat până nu am făcut slujbă. Slujbă cu mulți preoți, sunt cazuri. În vechime, oamenii credeau că noaptea Sfântului Andrei, animalele vorbesc și spun toate secretele pământului. Însă, cine era suficient de curajos să stea afară și să le asculte, trebuia să știe că aceste secrete îi aduceau omului un sfârșit tragic. Sfântul Andrei e o sărbătoare legată, pe de o parte, de strigoi și din această sofisticată, complicată categorie a strigoilor pe care îi au românii, e legat de oamenii lupi, de credințele în lupi, de credințele în priculici. Din cauza aceasta e foarte în strânsă relație cu tot acest areal al Munților Apuseni, unde până foarte târziu, până în ultimele decenii, au supraviețuit credințele în puterea Sfântului Andrei asupra lupilor, un Sfânt Andrei care nu seamănă prea bine cu Sfântul creștin, ci seamănă mai degrabă cu un vechi personaj al acestor ținuturi, care e vâlva lupilor sau patronul lupilor, un om ca înfățișare, dar care are autoritatea asupra lupilor, pentru că le înțelege graiul, pentru că le știe felul de a fi, pentru că poate să îi stăpânească în ceea ce au ei animalic și ceea ce au ei omenesc în ei. Dincolo de neliniștile provocate de istoriile despre spiritele malefice care cutreierau pământul în lung și în lat, ajunul, dar și noaptea Sfântului Andrei, erau momentele pe care fetele de măritat le așteptau cu nerăbdare. Nerăbdarea de a-și afla ursitul, viitorul soț.
În acest sens, credințele populare din noaptea Sfântului Andrei abundă în tot felul de ritualuri. Fie că e vorba despre descântece șoptite la gura sobei, după ce în foc au fost puse 9 potcoave, 9 ace, 3 cuțite și o coasă, sau despre oglinditul în apa neîncepută, este cert că tradițiile din noaptea Sfântului Andrei aveau o rânduială clară. Astfel de povești știe și Maria Iftincăi, pentru că în Bucovina natală, în ajunul Sfântului Andrei, toate fetele de măritat făceau un ritual despre care se spune că le ajuta să identifice câteva caracteristici ale viitorului soț. Fetele era mai de mult ce știu eu, pari, așa unul lângă altul, și la noi erau zevoaie și erau nuiele dese mari și îngrădite așa cu nuiele, garde nuiele, nu de scândură cum e acum. Și pari ăia, fetele mergeau în seara înspre Sfântul Andrei, adică în seara de mânii Sfântul Andrei și în seara asta. Apă duce mamă sa, o lega la ochi și pune să și-a doua zi la par. Na, de aici începe, știi, de lângă casă, gardul, până încolo. Na, numeri, până la nouă. Apă fata pune acolo, semna, doua zi se uita, asta e strâmbă, înseamnă că aș fi un om mai nic, mai zgârbovit. Ei, alta era drept, parul, știi, acolo unde erau îngrădite nuielele. Era drept, era frumos, bă, pe mine o să mă iei un băiet mai frumos, drept, înalt. Puneau câte nouă farfurii și puneau sub farfurie sare, pâine, grâu, eu știu cât, și în sara lui Sfântul Andrei cu ochii legați căuta așa, pe dacă pune mâna pe farfurii cu grâu, înseamnă că era o să o iei eu un bogat. Dacă cu sare, știi cum, are cu zahăr, o fi bun, sau, așa, cam de genul, ce mă amintesc eu, așa. Maria Iftincăi spune că nu a participat la un astfel de ritual niciodată și că tot ceea ce știe, știe din poveștile femeilor din sat. A fost mereu curioasă să cunoască cât mai multe dintre tradițiile zonei în care locuia. Astfel a dezvoltat o pasiune pentru folclor, o pasiune care s-a concretizat prin colecționarea de costume tradiționale. Iar astăzi, în colecția ei se regăsesc aproape 700 de costume din toate zonele țării. Cel mai răspândit ritual previzionar din noaptea Sfântului Andrei și regăsit în cele mai multe dintre zonele țării este cel al turtei realizate din făină, apă și sare în cantități egale. Ingredientele erau măsurate cu o coajă de nucă și după ce turta era coaptă pe plită, fetele o mâncau, convinse fiind că acela care le este ursit va apărea în vis, aducându-le apă ca să le potolească setea. Toată această perioadă a sărbătorilor de iarnă are și o componentă din aceasta de previziune, de joc, să spunem așa. Noaptea Sfântului Andrei este una dintre nopțile în care se poate întâmpla acest lucru. Pentru că referințele din bibliografia etnografică română clasică de la sfârșit de secol al XIX-lea și început de secol 20 povestesc despre asemenea practici. În general sunt sceptică atunci când văd pe televiziunile actuale persoane evident școlite care pare că în această seară fac un tip aparte de prăjitură, o cocă din aceasta extrem de simplă, menită să inducă starea necesară pentru a previziona viitorul. Sunt sceptică pentru că eu personal cred că aceste lucruri țin de trecut, țin de tradiție. Ele au în centru
un grup de populație, persoanele care au, să spunem, între 14 și 19 ani. Mi-e greu să cred că fetele de astăzi, care au această vârstă, mai fac turtițe. O turtiță din apă, sare și făină în cantități egale pentru a-și afla viitorul. Însă, da, e o credință, e o legendă care ține de această capacitate a sărbătorilor importante și prin asta se argumentează faptul că Sfântul Andrei este o sărbătoare importantă, de a fi o spărtură în timp în care poți să încerci să afli ce se întâmplă în viitor. Așa e și la anul nou. În noaptea de Revelion poți să afli viitorul și, potrivit unor credințe mai vechi, poți chiar să încerci să îți influențezi viitorul. De-a lungul veacurilor, credințele și superstițiile au fost elemente importante ale spiritualității românești. În încercarea de a-și modela conduita în viață, oamenii s-au raportat constant la aceste repere. Aceste credințe s-au mutat cumva din lumea satelor în lumea urbană, iar în lumea urbană s-au mutat din spațiul nișat al celor câțiva cercetători, jurnaliști, scriitori, realizatori de emisiuni, s-a mutat într-o lume mult mai largă, într-un public mult mai numeros. Internetul a făcut foarte mult în acest sens. Sigur, când se mută din lumea satului în satul global, ca să spun așa, aceste credințe aduc cu ele mult balast. Nu toate lucrurile acelea s-au petrecut de adevărate sau s-au petrecut până de curând sau se petrec încă în lumea satelor noastre. Însă sistemul acesta de a fi atent, de a citi, de a reține câte ceva dintre aceste lucruri, eu cred că e extrem de important și duce întreaga noastră comunitate, inclusiv grupurile de oameni foarte tineri care trăiesc cu ochiul pe internet mai degrabă decât cu ochiul la bunicii de la țară, ne duce pe toți cumva într-o lume care asumă niște credințe similare, niște jocuri similare, niște identități în cele din urmă.